Salutare, oameni frumoși! Dacă în videoul anterior am discutat despre beneficiile cititului, haideți să abordăm astăzi cum să citești. Vreau să accentuez că este mult mai important să alegi bine ceea ce citești decât eficiența cu care citești. Deci, eficacitatea este mai bun decât eficiența. Dacă într-o carte găsești metode prin care să-ți înzecești veniturile sau te ajută să negociezi mai bine, îți arată toate pozițiile să-ți îmbogățești arsenalul, atunci ți se merită să citești această carte. Îți recomand să citești despre idei pe care le vei implementa cât mai repede, că altfel citești doar pentru recreere, nu? Dacă aplici ceea ce citești, atunci îți va intra mai bine în cap. Cărțile trebuie luate ca niște unelte pentru că tu să poți rezolva cu ele o anumită problemă. Când vrei să râzi bine, citești ceva bancuri. Când știi că vrei să faci bani, dar ești varză la capitolul finanțe și economie, știi ce fel de cărți trebuie să citești. De asemenea, este foarte important să citești cărți de valoare. Naval Ravikant spune: aș citi mai degrabă cele mai bune 100 de cărți din nou și din nou până le absorb, decât să citesc toate cărțile. Ca și cu berile, eu personal aș bea din toate cele mai bune 100 din nou și din nou, decât să gust toate pișaturile. La capitolul ce fel de cărți să aleg, păi, dacă ai un domeniu de care ești pasionat, atunci trebuie neapărat să citești de la cei mai buni din sectorul respectiv. Din cursul lui Brandon Hakim am învățat că el recomandă 3 tipuri de cărți. 1. Autobiografii ale oamenilor din domeniul tău, unde aceștia intră în detalii cu problemele cu care s-au confruntat și cum le-au rezolvat. Pe urmă intri în pielea acestor oameni și încet, încet îți dai seama ce anume au făcut aceștia pentru a reuși și nu vezi doar produsul finit. Poate în sfârșit scap de noțiunea falsă de a gândi că cei care au succes în viață sunt și cei care sunt miliardari, păi au avut doar noroc. Poate vei avea beneficiul că vei dezvolta o mentalitate similară autorului și vei ajunge la fel de flămând în a-ți atinge propriul scop. 2. Cărți care îți arată specific pas cu pas ce și cum. Ceva gen Kama Sutra. Poți pe urmă combina cu videouri și atunci vezi și fapte cum se întâmplă magia. Cărțile de tip how to, adică cum să fac, îți vor scurta drumul spre măiestrie ca să nu trească să faci toate greșelile posibile. Numărul 3. Cărți de succes care te vor duce mai aproape de mentalitatea de învingător. Avem mii de ani de experiențe acumulate, psihologie umană, obiceiuri, etc. Multe din cărțile de tipul acesta îți vor pune întregul tău sistem de valori la îndoială, care ar putea fi false. Ai putea să realizezi că ce ai făcut până acum este greșit și poți lua pașii necesari pentru a-ți face un alt drum. Pentru a citi mai repede, Brandon Hakim recomandă utilizarea principiului Pareto, despre care am un video, astfel, prin 20% din efort, scoți 80% din informațiile din carte. Brandon, de asemenea, împarte cititul în 3 feluri de citit. 1. Previzualizarea cărții, adică în 10 minute răsfăiești cartea și vezi cam despre ce e vorba, poate te mai uiți la câte un paragraf așa interesant, pe urmă dezvolți o oarecare curiozitate despre ce informații vrei să extragi. 2. Scanarea. Dacă în urma vizualizării vezi o secțiune în care vrei să intri în mai mult detaliu, atunci citești acel capitol sau cele fraze sau idei pe care le-ai găsit tu interesante. Iar pe urmă, la numărul 3, este citirea propriu-zisă. Multe din ce ai învățat sau ce crezi despre citit, lasă-le deocamdată deoparte, pentru că ele îți vor putea pune piedici, dar mai ales următoarele. 1. Dacă am început o carte, trebuie să o citesc până la capăt. 2. Încep cu începutul și trebuie să citești până la sfârșit. 3. Nu poți sări peste anumite părți. Aici pot menționa că dacă autorul vorbește despre un concept pe care îl știi deja bine, nu știu dacă se merită să stai pe acel paragraf. Sau vine cu un exemplu. Dacă ai înțeles ideea, nu ai nevoie de un exemplu de o jumătate sau de o pagină. Numărul 4. Citește încât să auzi fiecare cuvânt în cap. La școală, chiar la început, eram puși de doamna învățătoare să citim în așa fel ca să vadă cum progresăm, dar acest lucru, după ce ai deja o anumită cursivitate, nu este bun. Ca să fii mai eficient, citește activ.
pune fără reținere întrebări de genul: cum pot să aplic eu ce am citit aici? Uneori chiar și o idee ca lumea poate să-ți schimbe cursul vieții. Vezi că de multe ori trebuie să ajungi la un nivel ca să poți aplica ideile pe care le citești. De aceea e bine să-ți construiești o fundație puternică pe care să poți să clădești cu ideile. Hai să vedem niște tehnici prin care putem să citim mai rapid. Numărul 1. Citește în blocuri de cuvinte. Scapă de viziunea în tunel. Sunt mulți care iau fiecare cuvânt în focus, cu toate că ar putea să citească cel puțin 2 sau 3 dintr-o dată. Încearcă să-ți mărești vederea periferică, care te va ajuta nu numai la condus, ca să eviți accidente, dar și la citit, încât îți va mări viteza de citire. De asemenea, vei înțelege propoziția uneori mai bine, pentru că o vei termina de citit mai repede și nu îi vei uita începutul. Ochiul citește propoziții sacadat, iar cu cât citește mai multe cuvinte deodată, cu atât frecvența acestor opriri sacadate este mai redusă și din aceasta rezultă un număr de cuvinte pe minut mai ridicat. Numărul 2. Tehnica mandarină pe care am învățat-o din cartea Photo Reading de Paul Sheely. Aceasta te va ajuta la focusare. Fiindcă nu am o mandarină, voi ține o limetă imaginară. Ține mandarina imaginară în mână, simte greutatea, culoarea, textura, mirosul. Pe urmă, închideți ochii și așează această mandarină imaginară pe capătul capului aici, pe capătul superior al capului și fii conștient de acest sentiment. Pe urmă, imaginează-ți cum ți se deschide câmpul vizual. Pe urmă, deschide ochii și păstrând această senzație a mandarinei pe capătul capului și începe să citești. Iar jucându-te cu această tehnică, vei parcurge materialul de citit cu o viteză crescută și cu o fluență. Capacitatea ta de a te concentra pe informații va fi îmbunătățită, iar cititul devine mai relaxant. Numărul 3. De la Brandon Hakim am învățat să mă duc de-a lungul textului citit cu un obiect pe care să-l mișc așa mai repejor, astfel că nu voi sări rânduri și voi avea un motiv în plus ca să rămân concentrat și te oprește să nu te întorci la cuvinte deja citite sau să sari în sus sau în jos la cuvinte aleatoare. Tehnica numărul 4. Tehnica pe care am învățat-o de la Tim Ferriss. Tim, spre exemplu, într-o carte, trage 2 linii așa cum sunt aceste 2 linii aici. Le tragi și pe cum citești, citești numai de la linii aici și te ajuți cu vederea periferică ca să citești cuvântul de aici. Și citești așa, merge așa pe rând frumos până la cealaltă linie și tot așa. Astfel încât îți obișnuiește vederea periferică ca măcar de la margini să ia 2 cuvinte sau 3. Numărul 5. Dacă ai un Kindle, poți seta fontul, adică stilul ăla de text, pe unul care îți place. Pentru mine sunt anumite fonturi care chiar le pot citi cu 10-15% mai bine decât altele. Numărul 6. Citește împreună cu versiunea audio a cărții respective și mărește viteza la 1,2, 1,4 sau dublează-o și încearcă așa să ții pasul. Numărul 7. Ești din zona ta de confort pentru 5 sau 10 minute și citește peste viteza ta obișnuită. Chiar dacă este dificil, nu vei înțelege absolut tot, dar totuși vei înțelege ceva și cu timpul acest lucru îți va mări viteza. Numărul 8. Puneți intenția la contribuție. Trebuie să vrei să citești cartea și puneți și un termen limită. Ceva gen legea lui Parkinson, care spune că munca se extinde pentru a umple timpul alocat îndeplinirii ei. 9. Schimbă locația unde citești. Uneori există locații mai bune de citit decât altele. Experimentează și vezi. Patul nu pot să recomand pentru că acolo ești obișnuit să dormi și poate de aia tot adormi cu cartea în mână. Ține minte că obișnuințele sunt foarte puternice și de multe ori depind de locul exact unde te afli și îți vor da semnalul de start pentru acea obișnuință pe care o faci la acel loc. Numărul 10. Alocă din când în când un timp mai îndelungat pentru citit, dar să nu uiți să faci pauză. 11. Poți face traininguri speciale pentru citire rapidă.
iar cititul, rapid, ar putea să fie o investiție pe care o faci în tine. Și dacă mi-ai văzut videourile anterioare, mereu accentuez cât de important este să investești în tine, pentru că acel lucru va fi mereu cu tine, îl iei oriunde și nu poate nimeni să ți-l ia. Sper că măcar unul sau două dintre aceste sfaturi din video să vă ajute și voi un pic ca să vă măriți viteza cu care citiți și poate chiar să dezvoltați o pasiune mai puternică pentru citit. Dacă v-a plăcut acest video de pe canalul Sărmăluța de Idei, vă invit cu toată bunătatea pe care o am eu în mine să-i dați un like, să-i dați o distribuire, adică un share, sau să dați chiar subscribe la canalul meu și să fiți notificat de fiecare dată când apar materiale noi.